Bună seara, dragii mei, sunt Tarot de la Culoare pentru cei cu soarele în Venus, ascendent nodul nord în balanță, etalare pentru iunie. Dacă vreți să fie 5-6 iunie până pe 6 iulie, treaba voastră, dar etalările durează mai mult de o lună, ca să nu uitați, vă aduc aminte, în timp ce am amestecat setul de cărți, pentru vibrația generală, energia generală. Aveți un 4 de cupe și gândul, apă, aer, dar în ce sens? Emoție și gând. Gândurile, dragii mei, vă aduc aminte, nu știu câte ori, gândurile creează emoțiile, emoțiile creează energiile pe care, sau experiențele pe care le materializăm în fizic, da? Așadar, dacă aveți gânduri depresive, triste, înlăcrimate, într-o problemă care ține de casă, de relații karmice sau nu doar, încercați să gândiți pozitiv ca să creați emoții pozitive. Și apoi veți reuși să faceți lucruri pozitive. Mai este un mesaj, aici este o energie masculină, aici energie feminină. Energia feminină face ceea ce v-am spus eu. Se reorientează, da? Își schimbă și perspectiva și privirea într-o direcție care aduce lumină, iluminare, bucurie, optimism. Materializează ceva nou, o nouă relație, un nou proiect, ceva, eventual și o nouă dragoste cu această cupă, așa simt acum, sunt ghidată, să spun, energia masculină. Și în primul rând își întoarce privirea, interesul, energia de la o energie masculină, depresivă, care nu vede, și-a lăsat ce mesaje ciudate, și-a lăsat un ochi într-o relație karmică, într-o relație, vedeți, mai ce interesant, arta, asta e artă, bre, e ceva, scuzați-mă că mai zic bre, da, asta e, vedeți, ia uite, mesaj, tocmai la voi a venit, da, ochiul acesta, care normal trebuia să fie la locul său, a rămas într-o relație karmică în care cei doi nu s-au văzut. Și stă acest personaj în regrete și se uită și se uită și tot nu pricepe și nu tot nu înțelege. Pentru că se uită cu ochii minții, nu cu al treilea ochi, nu cu sufletul, da? Nu cu întreaga ființă, ca să înțeleagă că acolo e o dezamăgire care trebuie vindecată și trebuie eliberată, da? Cum a făcut această energie feminină. Interesant e că la capătul setului de cărți aveți un 9 de cupe, 2 de bâte, un soi de valet de monede și minte și corp. Cine știe, energia feminină în mod special, cine știe că dacă gândește pozitiv, își exprimă emoții pozitive și emoțiile și gândurile pozitive se vor manifesta într-un mod sănătos, într-un corp sănătos. Minte, un corp sănătos, mens sana in corpore sano, da? Un corp sănătos într-o minte sănătoasă. Și atunci, dacă e minte sănătoasă, este minte luminată, da? Și ca să fie luminată, nu trebuie să fie în emoții negative sau invers. Emoțiile negative n-au cum să fie dacă stai în gânduri pozitive. E absurd. Adică nu se va întâmpla niciodată. Așadar, cine e negativitate trebuie să se schimbe către pozitivitate. Unul dintre voi știe. Eventual, unul dintre voi alege, doi de monede, să manifeste altfel de foc. Un foc nu sexual, nu pasiune strict fizică sexuală, ci un foc reorientat în sus către dragoste față de persoană, față de sine și față de binecuvântările care vor urma, care vor veni. Un personaj, unul dintre voi, știe să se iubească sau va descoperi în această schimbare de perspectivă, va descoperi ce înseamnă dragostea față de sine. Versus dragostea față de bani, de stabilitate. Interesant, poate este cineva născut în semnul câinelui, în zodiacul chinezesc, probabil. Hai să mai amestecăm. Dar am mai venit, sper să nu mă lungesc totuși, că am zis că le fac mai scurtuțe, jumate de oră, maxim 35 de minute. Aici o pană mare, frumoasă. Am mai venit. Eremitul pe orizontal. Dacă a fost tăcere, se dorește cuvântare. Dar de ce a fost tăcere? A fost tăcere pentru că există o atracție fizică de care cineva se rușinează, valetul de bâte, da? Interesant. Se rușinează că simte că este atrasă fizic de cineva. Eventual încearcă să falseze, să zică că nu-i pasă, dar de fapt îi pasă și nu e vorba doar de păsat, e vorba de atracție, domnule, e vorba de simțit.
E ca și când stai lângă cineva, fierbi în tine, dai în clocot și încerci să dai impresia că nu, de fapt, cu tine nu se întâmplă nimic. Eremitul a venit pe orizontal. Este parte din experiența voastră din noaptea întunecată a sufletului, această situație prin care treceți. Cineva minte că i-a tras. Spune că nu, dar de fapt este da. Eremitul rămâne de văzut, e pe orizontal. Blocajul ar fi, e un soi de blocaj, blocajul ar fi speranță. Interesant cu mine mesajul. Eventual fuga de analiză, că eremitul analizează. Fuga de analiză, dar nu de gânduri, cât de analiză, o diferență între analiza și a gândi și a gândi și a gândi și a gândi și a te bloca în gânduri. În fine, la capătul setului de cărți, 4 de spade, cineva meditează la fericire, 10 de cupe. A fost fericit, a avut niște clipe frumoase, meditează. Probabil că este într-un triunghi. Eu știu ce înseamnă triunghi. Poate să fie familie, poate să fie rude, prieteni, eu știu, locul de muncă, da? Care atrage invidii și din cauza aceasta fericirea este agățată în cui? Hai să vedem balanțele. Mai amestecăm o dată energia generală balanțe. Ai, a vorbit de sine? Mai. O pupă mama. 3 de aer. 3 de aer. Aici este. Ce număr este? Da, 14. Interesant. 14, numărul temperanței, al vindecării, al echilibrului interior, al conexiunii cu divinitatea. Vă place, nu vă place? Rațional, logici, analitici, cum vreți voi să fiți atei, situațiile prin care treceți unii dintre voi vă oblig. Vă obligă. Asta e. Să vă descoperiți sinele, să vă... Da. Și divinitatea. 3 de aer, aer, cupe, emoții, da, un personaj, ia uite, iar, aici trebuie să vă descoperiți înțelepciunea, acest personaj depresiv pe care l-am văzut mai devreme, dezamăgitor, aici nu are credință și are de face cu alt personaj înțelept, ia uite, crona, care își asumă calea, care își asumă experiențele, pentru că are credință, știe că dacă suferă, face parte din experiența sa, din destinul său, din îmbogățirea înțelepciunii sale. Acest personaj vă poate consilia, vă poate susține, poate să vă fie un prieten, o prietenă de ajutor, zi? Prieten, prietenă, de încredere în această descoperire, descoperire a sinelui. Hai să vedem. Da. Balanță. Soare, luna, Venus, ascendent. Nu, luna, altă în balanță. Balanțe și balanți. Iunie. Dacă vreți să fie și un pic din iulie, dacă vreți să fie și cât vreți voi să fie. Depinde ce mesaje mie. Dacă sunt mesaje frumoase, să fie tot timpul așa. Doamne ajută. O dată. Ce? 6 de cupe. Vă doriți să vă împăcați cu cineva? Rămâne de văzut. Dar aveți niște frici, niște obsesii, niște mândrii. E o energie toxică acolo. Ego. Orgoliu. Ia uite, iar apare temperanța. Vezi? Că am dreptate balanța. Învățați să sperați. Sperați. 3 de bâte. Să sperați. E o chestiune la distanță, eventual, călătorii, comunicare ar trebui să fie, hai, o dată, de două ori, de trei ori. Balanțe. Trecut. Doi de monede. V-ați tot faetonul. 7 de monede.
Unii dintre voi ați tot fost între două situații. Sau a trebuit să alegeți la un moment dat. Sau a trebuit să vă echilibrați, că aici e o bicicletă ciudată, da? A trebuit să vă echilibrați. Cam greu când o rotiță e mai mică, una e mai mare, o oportunitate este mai faină, alta nu e, dar probabil că v-ați obișnuit, ține acolo de frână, de echilibru, într-o formă sau alta. Dar ideea este că poate ați jonglat între familie. De ce vine aici familia, perioada mică? Nu știu, familie și job. Poate v-ați ocupat prea mult de bani, de job, de carieră și mai puțin de familie. Ideea este că oricum, muncă, 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 muncă. Poate au fost și două relații, poate au fost și trei, nu-i treaba mea. Dar ideea este că ați fost într-un dezechilibru la un moment dat, inclusiv financiar, inclusiv emoțional. Și lumina ați avut în spate, interesant, dar la un moment dat a apărut acest faeton. De la bicicleta ați trecut la trotinetă. Nu, de la bicicletă v-ați luat mașină, măi, v-ați luat mașină. Măi, e o chestiune de mașină, dar faetonul înseamnă mașinuță. Rac sau săgetător, se zice. Ideea este că... 7-7... În relațiile de lungă durată a trebuit să luați niște decizii. Ori mergeți înspre relații sănătoase care vă sunt predestinate, ori stați în relațiile karmice. Da. Posibil să fi luat decizia aceasta. Să fi schimbat și viteza și felul de a călători. Ah, interesant, da, aveți protecție. Ați învățat multe în acest dute vino, în relațiile acestea sau în mai, nu mai bine, nu relație, în ciclurile acestea karmice. Ați învățat multe, intuitiv. Dacă inițial ați avut doar o pălărie, ce drăguț, dar în fața interperilor, ați descoperit că există și umbrele și ochelari. Glumesc! V-ați echipat bine. Din cauza experiențelor prin care ați trecut, ați învățat să fiți extrem de precauți și să vă echipați bine în fața interperii. Băi, ziceți voi cuvântul când... Țiam, îmi scapă! Așa. Dar, în direcția în care ați ales să mergeți, care teoretic ar trebui să fie mai aproape de destinul vostru, că faetonul merge către stea, către vindecare, către, eu știu, misiunea voastră în viață. Poate nu știți, dar pas cu pas, șapte de monede, pas cu pas, veți descoperi întâlnirile pe care le veți experimenta, situațiile pe care le veți experimenta, vă vor duce încet, încet înspre stea. Dar... Am zis, ați trecut prin niște situații, iaute, situațiile astea, astea despre care vorbisem eu mai devreme, încă vibrează cu energie foarte negativă, conflictuală. Sunt oameni care vă acuză. Cum îți permiți tu, balanță, să alegi, să iei o decizie, să mergi mai departe sau din potrivă, sau să n-alegi, sau să aia, sau să ai lată. Oh, dacă a apărut și o a treia monedă, o a treia persoană, o a treia oportunitate, o a treia ceva, iar nasol, sol, cum se poate? Ups, 10 de cupe, ce frumos, în sfârșit ceva frumos, vedem și noi în prezent. Dar, o fi a treia, ce o fi, cu bucurie, cu energie faină, cu pozitivitate, dar trecutul ăsta vine cu o încărcătură, domne, jalnică. Mie nu-mi place 5 de spade. Cui place? Nu știu cui place, că mie nu-mi place. Pauză, să vă gândiți și voi dacă vă place 5 de spade, vă place să fiți puși la zid, să fiți acuzați sau să zică cineva, hai, zi cuvântul ăla ca să mă simt eu bine. Adea, unii oameni vă acuză, alții încearcă să pară victime, această femeie încearcă să pară victimă. Da, în fine. Ideea este că a apărut o altă persoană sau, repet, o altă oportunitate. Pentru unii care sunteți deja într-un cuplu, e cam neplăcut, da? E cam neplăcut. Dar
Asta e. Face parte din destin. Am zis, faetonul pas cu pas vă duce, hei? Vă aduce și momente frumoase, vă mai aduce și altfel de momente, vedem ce. Hai, o să și clarificăm. Spânzuratul în viitor. Am zis a treia monedă, ce guriță aurită am. Astfel de monede. Și luna. Din cauza că ați trecut prin foarte multe, am zis că sunteți foarte precauți. Și când dați de fericire, când dați de oameni care vin cu soare, cu culoare, cu romantism, vă țin în brațe, vă țin de bână, vă ascultă, vorbesc, dacă mai sunt și sexy și vă mai atrag, e deja poate prea mult și apare această lună. Încă sentimentul de frică, de neîncredere, de confuzie. Mai sunt relații fericite, unii încă n-aveți încredere. Și totuși, dacă vă schimbați perspectiva cu spânzuratul și învățați să aveți credință că vorbiseră mai devreme de credință, de destin și apare și sinele, trebuie să descoperiți forța voastră interioară de manifestare prin gând, prin emoții, prin focul acesta divin care zace noi toți. În toți care încă mai păstrăm credință, cu cât anihilez credința, cu atât se duce acest foc divin. Nu este o veșnicie în noi, este o perioadă și dacă noi îl hrănim, el va crește. Și ce face focul? Coace, produce, creează asul de monede, valori, chestii faine, bucurii, da? O nouă schimbare de perspectivă ar trebui să aveți la un moment dat, ca să puteți manifesta ceva valoros și frumos. Dar dacă stați în frică, regele de spade, gemeni, balanță, vărsător, prea multă rațiune în fața emoțiilor. Da, poate stați și vă documentați despre relații suflete pereche, flăcări gemene, suflete karmice, empatie, valori umane, spirituale, regele de spade, care de obicei se ocupa de chestii raționale. Că asta face regele de spade. Da? Chestii mai puțin sufletești, super mentale, ia uite. Asta e. Dar toate sunt ca să vă descoperiți destin. Și nouă de monede. Probabil un personaj independent foarte diferit. Foarte diferit. Vedeți? Care are reușite, dar are deschidere nouă. Este Jupiter pentru mine. Are deschidere spre a comunica cu spirite înalte. Vai, iubesc culii la maxim. În fine, scuzați-mă. Da? Și aici este... Interesant, 9 și cu 1, 10. Puteți crea stabilitate, valori cu oameni care sunt puternici, nu oameni care vă acuză, nu oameni care vă țin tot într-un du-te vină, tot pe drumuri, tot în baie caldă, baie rece, baie bine, ba nu-i bine, ba mă acuză, ba și ia cuvântul. Știți voi, noi știm toți ce e aia, că nu doar voi ați trecut prin așa ceva. La capătul setului de cărți, judecata, judecați, dar nu gen regele de spade. Judecata implică să vă ascultați intuiția, să vă ascultați îngerii, să ascultați interesant ce vă spune sinele. Dumnezeu este în noi. Uneori, am zis, când avem credință, cât de puțină încă mai e acolo Duhul Sfânt. Dacă îl ascultați, cum vorbește prin arhangheli, îngeri, mesagerii săi divini, e bine, e fain. Altfel, poate unii dintre voi vreți să... Nu, țineți. E o întâlnire de... ce e aici? O întâlnire de destin, roata norocului cu cine? Mamă, regine. Wow. Un personaj de care roata norocului aduce alt personaj în viața voastră care vă întinde o cupă. Cupa aceasta poate să fie cupa vindecării. Da? Cupa vindecării. Nu neapărat a iubirii. Poate să fie și iubire, dar să zicem, la modul cel mai
Poate nu ați fi toți în postura asta, deși mi-aș dori să vă bucurați de dragoste, dar cineva vă întinde o cupă. Oh, ce frumos vine mesajul. Sfântul Graal. Apropo, regele de spade, mai citește un pic despre Sfântul Graal, că poate nu știi ce înseamnă Sfântul Graal. Și e mare lucru dacă ai ști ce înseamnă Sfântul Graal. Așa, în această întâlnire de destin, am zis, cineva vă arată direcția către stea, către misiunea voastră, într-un fel sau altul. Dar pentru asta trebuie să lăsați în urmă o atracție, o atracție. O persoană, eventual, o energie feminină, interesant că toate sunt, o energie feminină dominatoare, atractivă, nu zice nimeni, dar cu multe secrete, cu mult stres, care își acoperă stresul sau își nu acoperă, care nu vrea să arate cât e de stresată, câte griji își face eventual pentru voi și vrea să arate dominatoare. Interesant, un mesaj, da, un mesaj. Apoi, această roată de destin, această întâlnire predestinată, repet, va duce față în față cu cineva care știe. E ce mesaje interesante. Știe. Patru de monede și regina de cupe. Eu așa simt mesajul. Wow. Așa simt mesajul. Cineva vă arată. Uite o cupă. Creez un mic scenariu, deși nu prea aș vrea, dar așa leagă, așa se leagă. Zice, uite o cupă, uite emoții, uite credință, uite o picătură de spiritualitate, că dacă e prea mult, nu ești obișnuit să nu te intoxici, dar iau cât un pic, cât un pic, așa, știi? Și lasă cupa asta, cu pelin, lasă grija, eventual, pentru bani. Ascultă-ți intuiția. Judecata. Poate unii vreți să vă împăcați cu cineva care, într-o formă sau alta, sau mai bine la care țineți într-o formă sau alta, țineți pentru că, interesant, aici este iar un soi de cerc. Și aici e cerc. Și aici e roata norocului. Într-un fel sau altul, vine cu o schimbare de perspectivă în viața voastră. Mentală, emoțională, inclusiv financiară. Poate. E bine, nu știu cât ați vorbit cu acest personaj, dar vă poate arăta că valoarea de fapt nu constă în banii pe care îi puneți la pușculiță, ci eventual în cărțile pe care le citiți, în felul în care împărtășiți emoțiile, în multe alte lucruri și mai ales în felul în care vă păstrați credința în voi, în destin, în Dumnezeu, că există un Dumnezeu. Chiar și ateii, la un moment dat, descoperă acest adevăr, mai devreme sau mai târziu. Hai să clarificăm! Băi, cât am vorbit, 23 ani, zis că vorbesc mai puțin. Hai să vedem prezentul. Șapte de spade. Dați-mi voi, uf, ce calde, să deschid geamul un pic. Da. Noi ziceam șapte de spade, dar de fapt este cinci. Înseamnă că acolo cineva vă minte în argumentele alea, în așa zise informări. Cineva, probabil că și bârfește, minte în conflictele astea. Dar sunt și acuzații. Ia uite, 10 de bâte în timp ce vorbesc. Vă consumă energia. 5 de spade pentru balanțe în prezent. 5 de spade, gelozii, argumente, discuții. Da, eu zic, așa mi-arată cărțile și așa sunt ghidată să spun. Schimbați energia exact către... Nu musai, că poate nu reușiți. Poate acest personaj care v-a arătat o cupă, v-a arătat o altă perspectivă, schimbă energia, acest personaj... Nu știu, nu mă bag. Dar măcar schimbați energia înspre ce v-a arătat, înspre cupă, înspre spiritualitate, emoții, vindecare. Nu musai spre personaj, da? Nu de alta, dar intrați iar în karmă dacă fixați, vă fixați pe personaj și nu pe oferta sa. În fine. Eventual cineva invidios.
invidios, invidioasă, pe această întâlnire pe care o aveți cu acest personaj. Regina de cupe. Justiția, aici sunteți voi. Dar nu e obligatoriu, poate că trebuie să alegeți într-o căsnicie și și să o luați de la zero. Logică, ia uitați, 0, 2 de bâte și justiția, căsnicie sau contract sau. Asta e. Sau contract. Trebuie să alegeți. Deocamdată sunteți într-un turn. Mare grijă să alegeți până pică turnul. Că dacă alegeți după ce pică turnul, vă alegeți cu răni, cu cuie. Clarei, fi cam 3 de monede pentru balanțe soare. 3 de monede. Ia uite, băi, deci nu se poate. Asta am vorbit. Alegeți. Alegeți până pică turnul. Turnul oricum pică. Relația, construcția veche oricum pică pentru voi, pentru toată lumea. Să înțelegeți la nivel colectiv, construcțiile vechi se dărâmă. Dacă mai stați mult, vai de voi. Acum, da. Este o a treia ofertă, este un al treilea element, dar acesta a venit din timp ca să vă arate drumul, să vă arate interesant calea de ieșire aia de incendiu. Știți? Ați ieșit vreodată pe scara de incendiu, prin spatele, eu știu, clădirii? Asta e. Cineva vă arată. Alegeți cât mai aveți timp. Băi, ce cărți! Ia uite, lumea! E sfârșit de capitol. E sfârșit de capitol. Clarificăm 10 de cupe. Wow! 10 de cupe. Pentru balanțe, soarele nu vine să ascendem. Nu, din ordine. Balanțe, 10 de cupe. Steaua, extraordinar! Extraordinar! Și, dragii mei, nu mă fixez pe zodii, deși vouă vă place să mă fixez pe zodii. Nu, pentru că oamenii pot să aibă planete în diferite zodii. Și voi aveți planete, nu doar în balanță. Și voi puteți să aveți planete în vărsător, și voi puteți să aveți planete în scorpion, în rac, în pești, da? Planete. Lună, Venus, nodul nord, așadar. Cărțile altceva vor să spună. Aici. Alegeți să vă reconstruiți 3 de monede, să vă reconstruiți din timp. Eventual să părăsiți turnul și să începeți reconstrucția unei alte. În primul rând, aș spune, nu zic musai relații, relații cu voi, cu sinele vostru. Sinele, da? Să vă vindecați, că steaua înseamnă vindecare, am vorbit de temperanță. Să vă vindecați și vindecarea voastră vă va aduce 10 de cupe. Relații frumoase, nu conflictuale, nu cu du-te vino, hai să fim tot timpul pe drumuri, să mă duc și la job și la casă și la job și la casă și la job și la casă, până când la infinit, la infinit. Și nici măcar nu infinit. Că infinitul nu arată chiar așa, da? Este o energie karmică. Job, casă, job, casă, job, casă, job, casă. Și drumuri, 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 drumuri. Da, cum mai fi și alte relații? Poate, pentru unii, pentru alții, dar energia generală asta este. Asta este. Așadar, sperați, asta înseamnă steaua, sperați că există și relații frumoase. Pentru, cum am zis mai devreme cu gândul, gândiți frumos și veți atrage energii frumoase. Dacă stați cu gândul în trecut la conflicte, veți avea numai relații conflictuale. Nu veți ști ce să alegeți. Vă va fi frică să riscați, vă va fi frică să coborâți pentru că e construcția înaltă, v-ați obișnuit de mult timp acolo. Nu mai știți ce e de la zero. Regele de monede. 3 de cupe. Ați întâlnit dragoste, măi, ia uite, asul de cupe, soarele. Este o nouă dragoste, dar dacă e și o căsătorie, dacă mai sunt și alte relații, asta e, apare al treilea element, 3 de cupe. Dar, asta e. Și în timp, ia uitați, la capătul setului de, mai vedeți, regele de monede, soțul de obicei și regina de monede, soția. Asta e. Posibil. Spânzuratul pentru balanțe.
În viitor. E schimbare de perspectivă, învățați să aveți credință. Măi, credință. Nu ambiție. Nu ambiție cum are regele de spade. Regele e ambițios pentru că își cunoaște, se bazează pe mintea lui, dar nu ești. Ar trebui să... Eu zic că e momentul. It's time. Asta e. Roata norocului este timpul. Să descoperiți emoțiile din voi. Aici. Ca să vă echilibrați. Că asta înseamnă. 14. Temperanța. Echilibru. Minte. Corp. Spirit. Suflet. Păi, materie. Ups, interesant. Wow. Wow, ce văd. Vedeți, interesant cum vine un mesaj pentru cineva. Am zis, regele de spade încă analizează emoții, da? E în continuare la lună. Nu prea crede, nu prea crede, îi se pare o chestie iluzorie, confuză, ce fericire, nu e? Mă șochează. Baterie am, spațiu în telefon am și totuși s-a întrerupt în timp ce vreau să spun ceva legat de acest rege de spade. Cred că un scurt circuit se întâmplă în mintea lui. Energie masculină foarte rațională. Ce vreau să spun? Atunci voi continua, da? E vorba de confuzia asta versus relații fericite, independență, femei independente. Am impresia că acest rege de spade are tendința să fie un pic mai, un pic misogin, mai mult sau mai puțin. Și ce vreau să spun? Acest rege de spade, vedeți, este între un glob de mare preoteasă și un glob, eu știu, geografic, aș spune. Cu alte cuvinte, are puterea de a crea, dar până acum a creat strict rațional. Globul ăsta e pus undeva pe un raft. Poate și praf de pe el. Intuiția, nu și-a folosit intuiția în manifestare și în alte relații. S-a gândit doar la ce creează cu mintea sa, eu știu, poate și cu mâinile, da? Dar creație strict rațională. Oh, și vorbeam de, nu știu despre ce vorbeam, asta, aici s-a oprit. Căutam, ia uite, s-a oprit iar la soare, la asul de cupe, pasiune, emoție, trezire spirituală, ar trebui să fie pentru unii dintre voi. Hai să vedem spânzuratul. Ia. 10 de bâte. Măi, schimbați perspectiva, vă consumați. 10 de bâte e o relație care consumă și eu zic că astea consumă. Nu 10 de cupe, nu te consumează. Dacă te consum când ești fericit, mai e frumos genul ăla de consum. Aici. Du-te, vino, du-te, vino, du-te, vino. Iar discuții. Asta vă consumă. Responsabilitățile astea care apasă, ia uitați, apasă pe voi. Schimbați perspectiva, nu mai stați legați. Dacă cineva se simte în relație cu voi apăsat de prea multe discuții, nerealizări, conflicte, jocuri mentale, sucim cuvintele, interpretăm, nu vorbim, aia, chestii de genul ăsta. Dacă cineva se simte apăsat de această relație, vede lucrurile altfel. Dacă nu sunteți voi, că văd că aici o energie masculină care stă legată și aici o energie feminină care se consumă. Probabil că cineva poate, o energie feminină zice, mă consum prea mult lângă un bărbat care stă pe loc și nu vrea să-și schimbe perspectiva, nu vrea să acționeze pasiv-agresiv, da? Pasiv-agresiv. Cine se simte consumat energetic în această relație statică, își schimbă perspectiva și se reorientează către o nouă monedă. Poate altcineva pleacă din viața voastră înspre o nouă relație. Posibil. Și atunci voi stați și veți sta, regele de spade, și vă veți gândi și veți... Da? Și veți... Eventual. Rămâne de văzut. Voi știți ce veți gândi. Da? Nu stau să anticipez eu ce veți gândi. Da.
Intuiția cuiva, Marea Preoteasă și 10 de spade și 8 de monede. Intuiția cuiva spune că muncește degeaba. Deci muncă degeaba. Comunicare degeaba pentru că aduce dezamăgiri. Intuiția cuiva spune să plece într-o altă direcție. Asul de monede. Clarificăm asul de monede. Poate nu e al vostru, poate e altei persoane. Nu știu al cui este. Eu mi-aș dori ca voi să vă eliberați de probleme, că e zodia voastră, țin cu voi, da? Când e zodia voastră, țin cu voi. Asul de... Wow, câte cărți au venit. Asul de monede a fost clarificat de 4 de cupe. Supărare. Supărare, interesant. Sunt două suflete perechi, două cupe. Și altul de vin. Prieteni, în singurare, altă relație, relație karmică. Păi ce faci? 8 de monede. De bâte, pardon. Unul tace și altul vrea să vorbească. Și atunci? Pentru că nu găsește comunicarea de care are nevoie, e o apăsare aici. Merge într-o altă direcție. Asul de monede. Probabil că asul monede va fi oferit de regele de bâte. Dacă e o femeie, probabil că femeia aceea, aici sunt numai energii masculine. Da, am înțeles. Da? Deci aici energie masculină și feminină. Poate să fie și un bărbat în energia sa feminină. Nu e treaba mea. Voi știți unde sunteți. Dar energie feminină apăsată de prea mult pasivitate masculină. Așadar, această femeie, sau femeie, energie feminină, se va îndrepta cu viteză, mă, cu viteză, 8 de bâte, cu viteză, lasă în urmă, ia uite și aici, energie masculină care stă cu brațele în sân, da? Mai bea un păhărel, mai gândește, la gândul ăla negativ, nu la ăla pozitiv, da? 4 de cupe pe care l-am văzut încă de la început. Ia uite și pe aici, ia uite. Nu știu, era pe aici, în fine. Deci această energie feminină merge spre energie masculină. În primul rând, vrea să ajungă la independență și în acest drum către independență, posibil să primească o monedă, un dar, o relație, da? 9 și cu 1, 10, să facă, să creeze ceva stabil sau să aibă succes în business sau să aibă un succes relațional, o colaborare de succes cu cineva care simte pasiune, care acționează într-un anume fel sau măcar, da, comunică. Așa simt. Merge către un personaj, regele de bâte, pasional, creativ, glumeț, distractiv. Eu așa, da. Vă arăt de cupe. Asta pentru că nu a primit comunicare emoțională. E în zona nemanifestată, comunicarea emoțională. Clarificăm luna. Check luna. Wow! Wow! Luna a fost clarificată de împărat, care seamănă destul de bine. Uite, așa are ochelari, așa are ochelari. Nu e așa că seamănă? Regele de spade cu împăratul. Am zis regele, nu dacă am zis, globul ăsta, asta îmi sugerează o împărăție. Cineva lucrează de zor, se concentrează cum să conducă. Nu știu ce împărăție poți să creezi totuși, dar ideea e să conduci, să fii în control, să fii în autoritate. Da? Și aici este luna. Luna a fost clarificată de împărat. Împăratul e în confuzie din punct de vedere emoțional, nu își înțelege emoțiile pentru că le gândește, dar emoțiile nu trebuie gândite, trebuie simțite. Ce a mai apărut? Ia uitați ce a mai apărut. Eremitul, tăcere. Luptă, puterea, lupta interioară, judecata, da. Împărăteasa, femeia divină și împăratul. Dar împărăteasa pune capăt. Începe un nou capitol. Și atunci, renaște, tace,
își regăsește puterea, își regăsește echilibru. Posibil, unul dintre voi să meargă către relația divină, împăratul și împărăteasa, cuplu divin. Da, da, da. Atunci regele de spade stă și se gândește, rămâne pe gânduri. Ce? What? What? Ia uite. Cineva merge către victorie sau către oameni victorioși, oameni care sunt, da, renunță la abandon și își găsește victoriile personale. Asta e minunat. Ia, clarificăm și regele de spade. Oricum va trebui să... Regele de spade a fost clarificat de 3 de spade. Stă în dezamăgire și stă în gândurile negative în loc să manifeste emoții și gânduri pozitive. Stai. În prezent există speranță. Sau, știți, steaua cine, poate să fie un personaj care inspiră, cineva care inspiră sau care vorbește despre speranță, despre dragoste, despre cupluri fericite. În prezent. Dar ce faceți? Ce faceți? Doar ascultați și criticați cu regele de spade care critică sau, da, găsește explicații din cărți, în fine. Asta e, regele de spade rămâne cu acest 3 de spade. Încă îl analizează din perspectivă mentală. Nouă de monede. Personajul sau energia feminină independentă sau personajul independent. Ia uite. Energia feminină învață să fie independentă și să creeze granițe personale. 7 de băte. Oh, 6 de cupe. Se va manifesta. Poate că și voi vă veți vindeca de 3 de spade la un moment dat. Când o să vreți voi să interesant, să luați această cupă, să beți din ea. Să beți din ea, să o atingeți, să vă băgați mâinile în apele alea, în emoțiile alea. Când o să vreți, o să vă vindecați. Rămâne de descoperit asul de cupe. Dar deocamdată, energia feminină își descoperă puterea, independența și învață să pună granițe personale. Și se luptă pentru independența sa. Și o apără, se luptă pentru ea și o și apără. Și asta face parte și din vindecarea ei de energia masculină pasivă, care totuși ia timp. Take his time. Asta e. Asta e. Am arătat ce e în prezent aproximativ. Voi discerneți. Au venit foarte multe cărți. Foarte multe cărți. Hai să vedem un sfat pentru balanțe, soare, lună, venus, ascendent. Extraordinar. Believe in your good luck. Și ce apare? Roata norocului. A norocului! Și ce apare în față după roata norocului? Norocului. Regina de cupe. Am zis, nu musai femeia, corpul. Femeia poate să fie și bărbat, da? Bărbat în zodia racului sau, da? Nu corpul în sine, ci mesajul. Acest as de cupe. Cineva îl întinde, îl arată, îl prezintă. Uite, am Sfântul Graal, l-am descoperit, credința. Măi, dați aici, măi, ce aici? De, vedeți? Cineva are credință. Păi, ia uite, un personaj înțelept. Păi, și voi, asta trebuie să descoperiți. Asul de cupe e în voi. Dar când intrați înăuntru, acolo veți descoperi și demonii și îngerii. De-aia a apărut eremitul, noaptea întunecată a sufletului, călătorie. Dar, ce frumos zice, credeți, da? Credeți în norocul vostru. Și cineva crede norocul său și îl manifestă. Dacă nu sunteți voi, îmi pare rău. Eu sper să fiți și voi, cât mai mulți. Cât mai mulți, da? Și fiți și voi atenți la detalii, mai ales când sunt discuții, mai ales când, da? Când.
Și curățați-vă mintea, clear your mind. Am simțit nevoia să atrag atenția și asupra acestei cărți pentru că am văzut gândul. Gândul negativ, gândul pozitiv. Orientați-vă către pozitiv. Believe in your good luck. Credeți că puteți să aveți și noroc. Dacă nu, eu n-am noroc. Așa zic la toate zodiile. Zodia mea n-are noroc. Ba nu. Nu interesează zodia. Voi trebuie să aveți noroc. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și va trebui să lipesc. Vă pup, ceau, ceau!